Aranca, știma lacurilor, de Cezar Petrescu. Ceea ce mi s-a întâmplat în vara aceea, prima mea vacanță de profesor într-un târg din Ardeal, mi se pare acum a fi fost doar un vis. Pe masă am însă o carte veche, un Plutarh cu semnătura lui Rabelais, și pe perete un tablou din care mă privesc în fiecare zi și în fiecare noapte doi ochi fosforescenți. Totul a început cu invitația pe care mi-a făcut-o o cunoștință întâmplătoare, avocatul juridic Silvestru Hotăran. De-al însoție în mașina și cu șoferul lui la stabilirea unei succesiuni. Și cum n-aveam nimic de făcut... Domnule avocat, no. Vă dovediți a fi întruparea cea mai desăvârșită a prevederii. Și fără îndoială și cea mai corpolentă. Păi spuneți și dumneavoastră, domnule avocat, încă n-am părăsit Clujul și ne aflăm blocați în mașină de 101 de coșuri, pachete, pachetele, sticle, franzele, uite, cornuri, flacoane, borcane și cutii de conserve. Lungi, late, dreptunghiulare, sferice, cilindrice, dodecaedrice și încă de alte multe forme ignorate, atât de geometria în spațiu cât și de ceapoană. S-ar spune că mergem să inaugurăm o popotă sau o expoziție de produse alimentare. Da, da, drăguță, da. Drăguță, să oprești la magazinul de coloniale și delicatese din colț. Da. Cum, iar? Iar, da, domnule, da. Domnule, nu râde că nu mai de ce. Vom rămâne cel puțin 3 zile într-un ținut cu adevărat pustiu printre oameni sălbatici. Exagerați, domnule avocat, cel puțin așa sper. Afară de asta, vom asigura masa magistratului, expertului, grefierului și eventualelor licitatori dacă publicațiile de lichidare vor fi ademenit cumva amator de lucruri vechi, mobile, cărțile rare, tablouri și poate, cine știe, chiar vreun mizantrop în destul de sătul de lume și nebun pentru a se interesa de castelul cu stafii. Ioi, domnule avocat, dar mai lăsați vorbele astea, că mi se ridică părul pe cap. Ce să las? Cum să las? Datoria mea este să apăr prin toate mijloacele interesele clienților care m-au onorat cu încrederea absolută dându-mi procura pe nevăzute la Pesta ca să transformă în cecuri această moștenire neașteptată. Iar experiența profesională și umană m-au învățat că asemenea operațiuni se încheie mai expeditiv și fără dificultăți. Când toți magistrați, experți, licitatori se află după digestia moleșitoare a unei cine îmbelșugate. Decât atunci când iritați de o gustare frugală pe un colț de masă și preocupați de problemele dejunului de a doua zi, își recoresc nervozitatea născocind tot soiul de șicane. Acum, domnule avocat, nu luați nici dumneavoastră în serios zeflemeaua mea ușuratică. Asta doar îmi confirmă încă o dată lipsa de grijă și frivolitatea straniei spețe omenești pe care dumneata o reprezinți și care se rezumă în vocabularul meu la epitetul incriminat de scatiu transcarpatic. Oh, oh, oh! Adică, iertați, domnule, am ajuns la magazin. Da, da, să vedem. Așteptați-mă în mașină. Gata. Haidem. S-ar zice că ați completat colecția, domnule avocat. Bine, pornim? Nu, îndată. N-am isprăvit. Acordați câteva momente farmaciei de vizare. Aha. Iată cel puțin o precauțiune de plin justificată, pe care o înțeleg. După îngurgitarea atâtor copioase provizii, un medicament contra indigestie este absolut indicat. Păi altfel, lichidarea acestora amenință să rămână fără magistrat, expert și licitator. Sucombați cu toți în corpore, după cel dintâi supraabundent dejun. Domnule avocat, vă admir. În alte vremuri ați fi meritat comanda supremă a aprovizionării și echipării unei întregi armate. Ați fi dus-o la victorie sigură. Da, gata. Chinina. Chinina?
De ce nu atunci termometru, vată termogenă și de ce nu o mică farmacie ambulantă? Păi cum văd, nu mai e vorba de o simplă plimbare, ci de o adevărată expediție plină de riscuri. E, dacă mă avertizai din vreme, doctore, știam cel puțin să-mi pregătesc testamentul. Amici, nu te ambala. No, parol. Mă gândesc într-adevăr că nici unul la 1000 de moștenitori n-au norocul acestor veri și nepoți de-a 12-a spiță ai contelui Chemini. Asta așa e, aici ai dreptate. Da, păi să le cadă o moștenire la care nu se așteptau. Să se dezintereseze complet de ea în ultimul moment, când primesc avertismentul că succesiunea amenință să fie confiscată de statul român, să aleagă la întâmplare dintr-un anuar un avocat despre care nu aveau nicio informație și să cadă peste cel mai stăruitor, mai prob și mai priceput. Uite, iată un noroc pe care acești ciudați moștenitori mi se pare că nu-l meritau. Stranii moștenitori. Da. Cred că trebuie să-mi cer scuze pentru incontinența verbală. Probabil în chipul cel mai vulgar îmi arăt voioșia că pot evada din orașul cu ziduri sure, cu certitudinea că la capătul drumului mă așteaptă capturarea unei cărți rare și vechi, licitată pe o sumă accesibilă modestului meu buget, sper. Domnule, biblioteca acestui magnat maghiar, latinist, erudit și despotic, se bucură de o faimă veche în toată fosta Ungarie. Iar amatori serioși nu prea amenință să apară. Și dacă s-ar ivi proaspăta amiciție cu doctor avocat Silvestru Hotăran aici de față, m-ar privilegia între toți. Domnule, biblioteca asta nu poate fi alta decât un capriciu ereditar și risipelnic al defunctului conte Chemeni. În familia lui această nebunie nu a fost nici cea dintâi, nici cea de pe urmă. O nebunie, frumoasă nebunie. Un capital pierdut și infructuos, domnule. Eu mă gândesc cu nesaț, domnule avocat, că voi avea răgaz să cercetez pe îndelete rafturile, dulapurile, să pipăi legăturile originale, să răspoiesc în foliile, să verific autenticitatea manuscriselor. Da, îți promis o adevărată orgie de biblioman, asemeni visurilor de avar, când descoperă prin somn hrube fără capăt, tixite cu saci de galbeni și sipete de mărgăritare. Mai de preț! Dar eu nu exclud să se decidă vânzarea bibliotecii cu kilogramul. Aveți toată dreptatea. Eu vin dintr-o lume care și-a pierdut cu adevărat în frivolitate instinctul de cumpăt și conservare. E bine că înțelegeți asta. Da. Da, ce vreme minunată, ce aer parfumat, nu? Da. Eu am să mă revizuiesc niște note, dacă nu e cu supărare. Oh, sigur, prea bine, domnule avocat. Buda obez și ignorant ce ești, îmi făgăduiesc o diabolică revanșă, să-ți excamotez de sub nas volumele cele mai prețioase, iar când totul va fi sfârșit, îți voi șopti în ureche fabuloasele prețuri reale ale fiecărui tom. Cred că am făcut mai bine de jumătate de cale. Așadar, domnule, te-am mirat că am cumpărat chinină? Da, m-a surprins, mai ales cantitatea. Mi-ai arătat un pachet respectabil să ajungă pentru o infirmerie. Așa, bine. Am înțeles, după mirarea dumitale, dragă domnule, că tot nu știi lămurit unde merem. La castelul contelui Chemeni, castelul cu stafii. Tunelele dracu de stafii, că nu de asta vorbim. Astea-s basme din proști. Află, domnule dragă, că merg într-un ținut blestemat și stricat de ape. 4000 de iugăre de bălți papură, heleșteu, smârcuri și nămol. O sălbăticiuie, de te doare inima. Un ținut care numai în 10 ani de irigație inteligentă ar fi însemnat pentru groful Chemeni aur. Aur și sănătate. Da? Fiindcă n-a fost minte, au rămas bălți. Bălți înseamnă țânțari, țânțari înseamnă friguri. Iar chinina înseamnă deocamdată singurul medicin bun pentru frigurile de baltă. Ori,
cum se spune în termen savant, pentru malarie. A? Dreptui, domnule dragă? Da? Da, drept, da. Drept. Atunci, dacă dreptui, te mai mira, mă rog frumos, că am coborât la apotecar să cumpăr chinina. Hai să înghiți și dumneata o dată cu mine în fiecare dimineață și seara câte un praf. Dăm și celorlalți oaspeți, dăm și la slugi. Eu am fost îngrozit, domnule. I-am dobitocit frigurile și delirium. Neamul cu sânge otrăvit din tată în fiu de aerul rău pe care îl răsuflă și de hematozaur. Hematozaur. Da. Cred că nici soarta familiei Chemenii nu-i străină de aceste bălți blestemate. Am să spun dumitale istoria și ai să înțelegi sigur că am dreptate. Hai să vezi. Va să zic că după dumneata sunt țarii au distrus o familie. Da. Alta ar fi însemnat soarta lor dacă ar fi avut chinină, nu? O cură zdravănă de chinină și s-ar fi gătat. N-am mai umbla astăzi pe drumuri ca să luăm parte la risipa în patru vânturi a unei avoții agonisite în șapte veacuri. Eu, dragă domnule, aș fi săpat niște irigații faine, aș fi sleit smârcurile și bălțile, aș fi secat blestemata de apă să fac 4.000 de iugăre de fânețe și arături. A? 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 Asta da. E spravă de gospodar. Ce da, zici? Dădeam valoare pământului. Adunam coroane bune în fiecare an și atunci baiul de țânțari și friguri. Pe urmă, dragă domnule, când dai coroane bine schimbate în lei, nu-i multă bătaie de cap. Să afle și un praf de chinină pentru expropriere. Cine vrea să trăiască, nu moare. Păcat, păcat că și cei din urmă, Chemenii, n-au avut norocul unor sfătuitori atât de energici ca dumneavoastră, domnule avocat. Pe semne că îi mâna viața spre alt destin. Această familie, Chemenii, dura de la începuturile Ungariei feudale. Capitan vestiți, cruciați, pierduți fără urmă, diplomați și cardinal, moșii. Cât cuprind ochii, castele, da. Și țânțari. Țânțari, domnule, țânțari. Poate castelul din Smârcuri să fi fost numai capriciul domnului senior de acum 4 veacuri, când poate ținutul nici nu fusese invadat de ape. Nu? Poate. Păi nu? Acum vreo 8 decenii, contele Armin Chemenii, văduv și lovit subit de dezgust pentru deșertăciunile vieții de curte, după o viforoasă existență, a descins în fruntea unui convoi de chervane încărcat cu mobile grele, lăzi de cărți, talere de faianță și 1.000 de nimicuri care alcătuiesc confortul unui atât de străvechi grof. A stârnit liliecii care sălășluiau din neam în neam prin unghierile grinzilor negre. No, păi nu spuneți de Chemenii că nu mai pot să tac. Da? Au avut o viață căinoasă, domnilor. Să zice că s-ar fi tocat cheagul averii îndesfrânate petreceri la Peșta. În sfârșit, s-au retras ca o vietate păduratică să-și lingă rănile. Nu râdem. A fost o cruntă dramă conjugală, pe urma căreia își culcase străpuns cu spada în duel cel mai bun pretin. În vreme ce contesa se stingea de lingoare undeva în Italia, nimicită de umilință și durere. Nu, drame de ale grofilor. Adevărate ori născocite, întâmplările n-au fost cercetate de aproape de nimeni, nu? Peșta era de bat. Oamenii munciți de alte griji și în 1848, mânați de primejdea Revoluției, din multe castele, stăpânii bejenii se răspră locuri mai sigure. Nu? Între zidurile umede ale castelului, Armin Chemenii îmbătrânea ursuz și bătbos. Feriți drumul, că a ieșit boierul la vânătoare. Da, păi, că totdeauna descoperi o pricină de mânie. La ce vă holbați? La o parte! Aoleu, domnule, dar ce v-am făcut? Eu n-am inimă decât pentru câini și pentru cai. Vorbești cu păcat, domnule. Nu uita că ai un copil, boierul. O să taci. Andor! Da, domnule. Poruncește-ți-o părlandelor să se dea la o parte. Dar, tată... Poruncește, cum îți spun.
Ce-mi stai străveziu și palezi? Ce-mi stai somnorosul mereu? Abia m-am trezit și mi-e frig. E așa e în zori. Ai nevoie, poate, de alt aer, aspru și rece de la munte, ca să nu mai fii ostenit înainte de a obosi. De asta te-am adus aici, departe de Mureșeala capitală, ca să capezi dragoste de câmp, de baltă, de vânat, să înveți să poruncești. Ai dascăl de călărie și altul de vânătoare? Dar nu-mi place să călăresc. Ai și dascăl de elină și latinească? Să citesc îmi place. Da, și să lenevești. Parcă ai adunat în tine toate puterile slăite a 20 de generații chemenii. Mi-e frig! Vreau înăuntru! Să vină servitorii! Să mă ducă în casă! Vreau înăuntru! Nu vreau cai! Nu vreau vânat! Nu vreau cai! Am aici istoricul ultimilor chemenii consemnate în ordine cronologică. Ascultați! Despre viața și actele defuncților Armin, Andor, Ana și Oranco chemenii, începând de la 1860 până la 1926. Februarie 1860. Junele conte Andor împlinește 17 ani. Discuție violentă între tată și fiu asupra carierei ce urmează să-și aleagă tânărul. Contele Armin vrea pentru el cariera armelor. Contele Andor o respinge indignat. El preferă cărțile și nimic altceva. Iunie 1862. Contele Andor tânjește de o boală nelămurită. Ce vă spune? O boală nelămurită. Da. Ai frigurile și țânțarii, nu? Nu, ascultă-mă departe. Mai 1862. Contele Andor, același simptome. Febră, insomnie, oroare de zgomot și mișcare. Un medic de la Peșta prescrie aer curat, vânat, canotaj, exerciții violente. Auzi, domnule, imbecilul. Exerciții violente. Chinină trebuia să prescrie, nu vânat și exerciții. Ca dovadă, uite, ianuarie 1867, contele Armin se rănește singur cu pușca de vânătoare. O lună de mișcare la pat, contele Andor comandă 3 lăzi de cărți la Peșta, Viena și Lipska. S-ar zice că boala e pentru tine mai curând un noroc. Acum poți să faci așa cum îți place. Să stai închis și să citești la nesfârșire. Deci știi, tată, câte afli din cărțile astea? Mult mai multe decât umblând prin smârcuri cu pușca după bietele vețuitoare. Am comandat în Germania 6 perechi de pui de lutrie pentru aclimatizarea pe domeniu. Da, și după ce se vor aclimatiza, vor deveni pradă bună la vânătoare. Ah, tu nu știi să trăiești. Parcă n-ai avea sângele familiei chemenii. Ba da, tată. Chiar am început să scriu o monografie a familiei noastre, cu documentele din arhiva găsită în bibliotecă și datele pe care le-am primit prin corespondență cu abatele Mateo și alți călugări cu intrare la Biblioteca Vaticanului. Acum nu-ți mai ajung terfeloagele de aici. Ah, dacă aș putea să cercetez și arhivele particulare, dar febra asta... De la citit ți se trage. Numai de la citit. Iarăși sunt țării. Uite-te, în decembrie 1870, contele Armen împușcă într-o singură zi 3 lupi. Contele Andor află documente încă necunoscute despre isprăvile cavalerului Ștefan Coloman Andrei Chemeni, plecat cu oasta lui Frederic Barbarossa în a treia cruciadă. Am dat ordin să plece și așa va rămâne. Dar tata e viscol. Nu vreau să o nimic. Acesta abate Mateo Bandelo împotriva avertismentelor mele, întreținea bolnăvicioasa ta înclinare pentru trândăvia cărturărească. La vânat lup n-a vrut să iasă niciodată. Dar, tată, trândăvia de care vorbești a produs deja și ultima parte din cartea vieții eroice a cavalerului Ștefan Coloman Andrei Chemeni. Am făcut eu mai mult pentru strămoșii de care vorbești. Am dat ordine să se facă un canal de apă până la parcul castelului, ca să putem merge cu barca până la lacul turcilor. Și așa miasmele bălții nu mă lasă să dorm. Nici eu să dorm. Parcă m-am molipsit și eu de la tine. Îl văd noaptea călărit în jurul castelului pe Ștefan Chemeni. Îl văd peste tot, îi aud armura.
Cărțile tale sunt de vină. Și tu, tată? Ce ai? Arăți palid și asudat. Cum nu te-am mai văzut? Ianuarie 1881. Bătrânul conte Armin se întoarce de la vânătoare cu aprindere la plămân. Zace două zile și moare în dimineața zilei de Sfântul Iulian. Câte nopți nedormite. Apare iar. Este el, Ștefan Chimeni. Ce semne îmi face? Stai, nu pleca! Ah, să se taie toți cocoșii din cuprinsul castelului! Toți! Să nu mai aud niciunul! Trebuie să aflu de la el, nu din cărți. Trebuie să-mi spună el. Am să scriu totul din nou, după dictarea ta, spirite! M-auzi? Tu, Ștefan Coloman Andrei Chemeni, tu ai să-mi dictezi adevărata carte a vieții tale. Am ars tot ce am scris. Tu ai să fii acum eu. Eu sunt spiritul tău reîncarnat. Sunt Ștefan Chemeni. Trebuie să te ascult. Îmi trebuie o cale, un medium. Unul de bună credință. Un medium simplu. Unul care să-mi spună numai cuvintele spiritului, nu pe ale sale. Îmi trebuie. Contele Andor părăsește întâia dată castelul la vârsta de 51 de ani, în 1894. Rămâne două săptămâni la Racovița, lângă Sibiu. Oferă 40.000 de coroane țăranului Gheorghe Porumbacu pentru a-i încredința pe fiica sa, Ana Porumbacu, în care a găsit, zicea el, toate însușirile unui medium excepțional. Gheorghe Porumbacu refuză. În martie același an, prin intermediul avocatului, contele Andor cere în căsătorie pe Ana Gheorghe Porumbacu. În aprilie 1895 se încheie contractul de căsătorie între contele Andor Chemeni, născut la 15 februarie 1838, și Ana Porumbacu, născută la 2 octombrie 1877. Contele Andor constituie dotă soției sale 200.000 de coroane și o rentă viajeră de 3.000 de coroane anual. Săteanului Gheorghe Porumbacu din Racovița. În septembrie același an, contesa Ana Chemeni încearcă să fugă noaptea din castel în înțelegere cu o servitoare. Contele Andor surprinde servitoarea pe care o lovește până la sânge. Contesa e închisă în două camere de sub turnul castelului. Octombrie. Contele Andor renunță la ședințele de spiritism și magnetice. E îndrăgostit de contesă. Dragă tată, cu mare primejdie vă scriu și vă trimit aceste rânduri și vă cer să mă eliberați din închisoarea în care mă aflu. Ilonca, dragă, du-te la Racovița. Ai grijă să nu te vadă nimeni și du scrisoarea asta părintelui meu. Da, doamnă. Unde să se ducă? Are voie să se ducă fără cuvântul meu? Ah, servitoare mârșavă! Ce-ai făcut? Ai ucis-o! Taci! Nu se afle nimeni! Oronco, rămâi în casă. Iarăși ai febră. Și aseară ai stat până noapte târziu cu barca pe lac. Dar asta îmi place, tată. Asta doresc. Divodar, ți-a mai scris? A scris toată vara de unde s-a aflat cu regimentul. Acum însă a încetat. Dacă e așa cum am auzit eu, se află înregimentat în armata revoluționarilor lui Bela Kun. Primejdea e mare. E mare și pentru noi. Am auzit că trupe neregulate atacă moșiile. Dacă vor îndrăzni să se arate până aici, voi avea pușca la îndemână. Fii sigur, tată! Mm-hmm.
Domnule conte, suntem atacați. Nu vă fie teamă. Am spus doar că eu voi avea grijă. Aruncă, ce-ai făcut? De acum nu vom mai avea liniște. Am împușcat doi lupi. Ba, doi tata. Soldați. Doi soldați, Doamne, apără. Doi lupi. Va trebui să te ascunzi de frica celor rămași. Să mă ascund eu? Niciodată. Voi merge la vânătoare. Pune să tragă barca la mal. Și lupii îngroapă-i cât mai adânc. ...18 martie 1919. Contesa Aranco dispare. Ultima dată e văzută seara, înainte de apusul soarelui, cu barca și cu o carabină militară. Iar contele? Contele? Contele Andor moare octogenar, după ce timp de 10 ani își pierduse cu desăvârșire rațiunea și se socotea reîncarnarea terestră a cavalerului Ștefan Coloman Andrei Kemeny. Da, 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 ciudată familie, ciudată. Asta, asta-i tot și întărește spusele mele. Un neam întreg scos din viață de Anofel. Mă iertați că îndrăzniți, domnilor. O fi fost o fugă romantică și sentimentală. Cu sublocotenentul Tiva, dar ăla, ce s-a mai făcut? Da, 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 așa-i, așa-i, poate fi fugit cu dânsul. O fi preferat țânțarilor o infuzie de sânge proaspăt. Nu, domnule, informațiile mele au dovedit că Tivador Vago a plecat singur în Rusia după răsturnarea lui Belacur și că astăzi se află la Peșta, om de afaceri. Contesa Oronco n-a dat semn că este în viață. Succesiunea trece asupra ramurii depărtate a familiei, castelul păzit de slujile vechi, de credință. Slugi bătrâne cu mintea bolnavă de înălucirile frigurilor. A, și ei? Da, de ce nu? Aha. Toți își jură cu mâna pe Sfânta Cruce că încăperile castelului și împrejurimile parcului sunt umblate noaptea de stafia contesei Oronco. Mă ia cu frig în spate, domnule avocat. Aici i-au adus balta și țânțarii. De-al minte, veți vedea singur, ne apropiem. Se simte miros putred de apă stătută. No? Păi vezi? Ce sentiment insuportabil de oroare și dezgust stă în toată întinderea asta de apă chiftită. Uite, uite un om. Ba nu, nu, nu. E o sal și e bătrână. Mă scuzați, să le vezi la noapte. Poți fi sigur că în mâlul ăsta mișună mii de vietăți oribile, reptile și insecte cu 100 de picioare, moluște, moi și hidose, lipitori înciotate în stuguri, băloși, un întreg univers viscos și veninos. Gata, domnule avocat, vă rog frumos, nu, ajunge. Bine, bine că avem chinina. Cu pastilele astea o să speriem noi mlaștina și sălciile moarte care sperie orizontul. Da. Un drenaj sistematic. Și aur ar fi însemnat pământul acesta. Dorm, bestiile. Mai sună. În sfârșit. Bine ați venit, domnul avocat, cred. Da, da, eu sunt, da. Castelul. Unde e? Da, 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 castelul. Castelul răspunde exact închipuirii mele. Solemn, întunecat, fuliginos și mut. Ai timp să-l studiezi mai târziu. Acum să ne scuturăm de praf, domnule dragă, să ne dezmorțim și să aflu ce surprize au mai pregătit pentru noi justiția. Aveți aici, domnule avocat, telegramele și actele. Nu-mi plac niciodată telegramele. Nu anunță decât complicațiuni neprevăzute, după cum vei fi aflat și dumneata. Da, să mergem să ne scuturăm, cum spui, domnule avocat. Holul ăsta întunecos și rece, cam înfioară.
Da, da, prima întâlnire. E o armură, domnule? Ați dărmat-o, domnule. Da, îmi cer scuze, așa se pare că... Era bun cavalerul pentru hainele noastre prăfuite. Dar uite, mai sunt și alții. Da, păzesc sala de jur împrejur. Au început să mi se obișnuiască și ochii, da, de acum. Da, ia să vedem. Da, telegrama, da. În definitiv, putea fi și ceva mai rău. Imaginează-ți, domnule dragă, că trebuie să amânăm cu 4 zile termenul și că trebuie să mă prezint la reședință chiar astăzi. Adică să plec în cel mult o oră, dacă vreau să ajung înainte de închiderea tribunalului, nu? E, cum facem, nu? Am încurcat de la treburile dumneavoastră. Facem foarte simplu. Da. Simplu, fiindcă rămân aici. Dacă nu încurc pe nimeni. Dumneata, te duci și te întorci când ai terminat. Îmi lași ceva din provizii. Slavă Domnului, este de unde. Uite-l! Cine? Anofel. Observ cum ține coada. Ceilalți vulgari și inofensivi o poartă în jos. Acesta o ține ridicată, canalia. E infectată cu hematozaur. Exact ce-ți spuneam. Gata cu unul. Da, să știți că cele 4.000 de iugere de smârcuri mai furnizează încă vreo câteva milioane de canalii. Războiul este inegal, aș putea spune. Așa, inamicul se bucură de rezerve inepuizabile. Să nu uiți să-ți las chinina. Să iei în fiecare dimineață și seara câte o doză, da? Nu vreau să te am pe suflet. Pentru conștiința unui avocat, o victimă mai mult, ori mai puțin, nu cred că... Iertare, dragă domnule, conștiința mea e limpede ca acest cristal. Paharul e adevărat de cristal, dar trebuie șters nițel în prealabil. Lasă, am să te văd eu. Am să te predau lui Micloș. Îți las cheile, uite-le, da. 3 zile rămâi aici, singurul custode. Micloș! Da. Ce spune? Ce dracu să-l ia de plecăciuni de ale lor, de ale slujilor. Da. Zice că îți stă la dispoziție. Da, răspunde-i că îi mulțumesc, dar n-am să prea am nevoie. Ce spune? Prostii. Ce, se miră cum ai să dormi singur aici 3 nopți. Întreabă dacă nu te temi de stafii. Poftim? Se pare că domnița Oranco a început să se plimbe iar prin coridoare și prin parc. Da. Zice că nimeni n-a rezistat. Am auzit și eu că acum 8 ani un locotenent român încartiruit aici a plecat după prima noapte. Iar acum 3 ani un servitor tânăr, tocmit să taie copacii bătrâni din parc, s-a necat după a doua noapte. Cum vezi, te las în plin mister, dragă domnule. N-avea grijă, domnule avocat. Sunt destul de civilizat ca să nu mă impresioneze basmele acestor sălbatici. E, asta e. Da. S-au descărcat toate pachetele. Duceți-le la rece. Pornim! Ia seama! Anofelul! Și stafiile! În sfârșit singur, cu o verigă de chei cât claia. Mă așteaptă misterul, umbră reci și umede, praf. Nici ferestrele nu se deschid. Zăvoarele sunt îngroșate de rugină. Da, ce e asta? Aha, nu e decât un dulap. Nimic decât un dulap bucegăit. Și ce miros de mort. Dar nu-i de mirare cu umezeala asta de hrubă. E, păcat de frumusețea ornamentelor sculptate și de vasele fine de faianță. Totul pare să fie atât de vechi și de minat de jilăveală, încât un singur pumn de așezi într-o masă s-ar preface totul în firimituri. Ce-i asta? Da, nici o culoare vie, totul e opac și mat, tăcere și întuneric.
Iată, aici trebuie să fie biblioteca. Comoara care numai a mea pentru 3 zile. Ia să vedem. Da, deci reîncarnații, revelații, magie, magnetism, obsesiile bătrânului conte. Și totuși, iată, Doamne, mi se curmă respirația de emoție. Aici sunt infolii bătrâne de 3 ori 4 veacuri. Ediții după care alerge o viață de om. Un Plutarh din 1509 cu semnătura lui Rabelais, principele lui Machiavelli cu anotații de mâna autorului. Doamne Dumnezeule, o comoară cât întreg acest castel cu cele 4000 de iugre, de bălți, smârcuri și țânțari. Ce e asta? Cine ar putea să fie? Ce? Da, ce dorești, stimabile, de la mine? Dumneata nu mai știi românește? Kerem! Kerem, ne kerem, nu vezi că nu înțeleg nimic? Nu, ești nebun. Du-te dracului de aici! Nem! Niciun nem, dar ce semne îmi faci? Să te urmezi? Unde să te urmezi? Să te urmezi. Ce cameră, ce lumină! Totul e alb și mai ales e necoclit, nemucegăit. Nem! Ce vrei, omule? Să plec? De unde să plec? Nem, aici vrut dormit eu. Ce e asta? Dumnezeule, ce privire! Și nu e decât un portret. 2 ochi verzi profunzi și hipnotici, cum sunt ochii de leopard. Oronco. Cum? Oronco. Oronco. Dumnezeule, ce privire! Mai bine e să mă plimb. Irezistibilă este chemarea smârcurilor în miesmate. Da, mă îndeamnă să cobor. Ce vanitate sinistră! Cât cuprins cu ochii, aceeași chifteală de apă, aceleași ierburi încălcite și fluturi grei cu aripile de vată neagră, cu trupuri groase cât omizile. Și, bineînțeles, Anofelia avocatului Silvestru Hotăran, până și nuferii cărnoși și putrezi par tot atâtea răni ulcerate. Da, am să-mi noptez aici, la capătul lumii. Să intru înăuntru, înainte ca totul să se scufunde în întunericul mlaștinii. De mi-ar fi pus o lampă, o lumânare, ceva. Uite-o. Bravo! Admirabil debut! Dumnezeule, și iarăși privirea asta. Dar nu-i decât un tablou, ce tot fac eu. Iar aici, iată și valiza, lucrurile mele. Da, sunt din nou contemporanului Ford, al radiofoniei și al Ligii Națiunilor. La dracu cu omul acustru, înfricoșat de superstiții și de vedeniile smârcurilor putrede. Voi petrece o seară liniștită chiar aici, poftim, na, în scaunul de piele al domniței Oronco. Ce? Vorbesc singur. Hei, dar ce avem aici? Brav servitor bătrân, dresat să prevină toate poftele stăpânilor. Da, și nu e o butelie din cele cărate de avocat, nu, e o adevărată comoară dezgropată din hrubele sub pământenele castelului. Ia să vedem. Tocai. Închin cupa aceasta pentru... Pentru cine s-o închin? Pentru gazda primitoare și absentă și îmi cer iertare pentru plebele apucături. Foarte bun, excelent. Ei, surâzi? Ești vie? Ochii tăi mă urmăresc neclintiți. Ai bea cu mine, domniță, bea cu mine. Cum? Mă provoci? Nu vrei să bei, zâmbești doar. Ce-i spune să-mi... Uite, să-mi destăinui secretul plecării tale fără întoarcere. Și al stafiei.
Da, dar numai proștii pot crede în chestiile astea, da. Haide, te rog eu frumos, bea. Nu, chiar bea. Asemenea lucruri copilărești nu mă pot atinge, să știi. Uite, beau pentru tine, nepoata țăranului Gheorghe Porumbacu. Da, erai predestinată să fii copila a munților în satul tău, ai devenit copilă a apelor. Atât și nimic mai mult. Da, te-a sufocat viața mocnită lângă moșneagul stăpânit de sminteala reîncarnărilor. N-am de ce mă teme, sigur că n-am de ce mă teme. Păi n-am de ce mă teme, sigur că n-am de ce mă teme. Ce rău mi-ai putea dori mie care te pricep, nu? Te pricep atât de bine. Ia să mai beau. Vă dezgustă purtările mele plebeie, nobilă domniță? S-a deșteptat în vinele voastre corcite sângele grofilor cruciați? A, surâdeți cu scârbă și milă, mă rog. Poate credeți că numai vinul vorbește. Vă înșelați? Vă înșelați, prenobilă contesă de pânză și vopsea. Sunt lucid, da? Și ca să dovedesc că nu-mi pasă, uite, voi alege o carte din biblioteca maniacului vostru părinte și voi citi calm până la adormire. Ce? Surâzi? Poți surâi de cât vrei, cromolitografie care vei fi vândută mâine la darabană. Da. Să mergem la Maxim, să ne distrăm puțin. Să poftească! Nu, să poftească toate stafile din lume. Să horească în jurul meu cel mai dezmățat al lor sabat și eu să le râd în nas la toate. La toate! Gata, ajunge. Domniță, noapte bună. Iar mie, lectură plăcută. Ce vrei? Tot mă privești? Nu sunt nici Tivodor Vago, ofițerul dezertor, nici locotenentul român laș care a fugit ca să nu te mai înfrunte, nici rândașul imbecil care s-a înnecat. No, nu mă ademenești tu cu sârâsul ăsta infam de fecioară bezmetică, nu. Așadar, toată mizanscena, ca să zic așa, nu? Toate vicleșugurile unui film monstruos. Ce vrei? Ce vrei? N-a că s-a spart lampa. Asta ai vrut? Să spargă lampa. Vezi? Ce înseamnă nebunile astea? Unde ești? Aici. Sunt aici. Stai. Stai să te prind, stai! Aici. Ba aici. Nu, să știi că nu merg nebunile astea cu mine. Stai! Stai așa, stai! Hai, vino aici. Prinde-mă. Te prind? Să știi că te prind. Ai veșminte albe de stafie, da? Crezi că mi-e frică? Ai ochii verzi de fosfor. Crezi că mă tem? Nu mă tem. Vino după ochii mei. Vino. Râzi de mine, râzi. Am să-ți dovedesc. Hai să dovedești? Ce? Hai. Vino. Stai. Te văd acolo, lângă armura aceea caragioasă. Te văd. Vino afară. E lună. Ce lună putredă. Ce nori bolnavi și ce lumină, ca laptele. Vino, e frumos. Unde? Unde mă duci? E întuneric, luna a intrat în nori. E întuneric numai sus, aici jos e lumină. Mlaștina luminează, uite. Ce minunat este! Hai să dansăm cu luminile verzi ale apei. O mie de mii de candele verzi. Hai! Nu pot, e glod. Nu mai pot să merg. Mă scufund. Unde te uiți? Hai! Vino. E frumos. O, Doamne! Hai!
Taci, taci! Nu mai râde, te rog! Nu, nu mai fugi! Oh, Doamne, o caracatiță enormă m-a îmbrățișat. Se strânge încolăcit, mă sufocă. Nu, râzi, râzi cu glas omenesc? Nu, lasă-mă, n-am venit cu niciun gând rău. Nu voi mai tulbura niciodată împărăția apelor, jur, jur, nu! Oh. Bine că te-a dus Sfântul și te-am văzut întors la viață. Unde sunt? La sanatoriu? Bată-te! Că mi-ai făcut o istorie cum ai rămas singur. Dumnezeule, cine și-ar fi imaginat? Nu, prostii, dar nici eu nu știu. Nu, acum stai liniștit. Totul e bine dacă se sfârșește cu bine. Și totul s-a sfârșit cu bine. Mai bine decât îmi închipuiam. Singurul necaz l-ai tras dumneata, da? Dar acum, că te văd trecut de criză, pot spune că mi-ai fost de mare noroc. L-ai plătit scump. Erai să-l plătești cu viața, dar, dragă domnule, ai dezlegat o taină. Ai limpezit o controversă juridică de la care puteam să mai aștept încurcături încă, nu? Nu înțeleg. No. Hai să mai ai răbdare și am să-ți povestesc. Acum nu trebuie să te ostenești. Medicul ți-a recomandat liniște. Și dumneata crezi că o să am liniște dacă nu-mi spui acum? Tot timpul am să mă gândesc. Oh, Dumnezeu, în loc să dorm, am să-mi frământ mintea să aflu. Poate ai dreptate, da. Păi, nu. Toată istoria e scurtă. Acum 2 săptămâni, când te-am găsit... Cum? 2 săptămâni? Da, acum 2 săptămâni, când te-am găsit, căzut în mlaște, în aceea ticăloasă. După ce te-am adus aici la Cluj să te predau în seama medicilor, ne-am întors să procedăm la o anchetă mai amănunțită, cu autoritățile, bineînțeles. Și n-am greșit. Am descoperit la câțiva pași de unde căzusești, în nămol, îngropat și în descompunere, trupul contesei Aranco Kemeny. Poftim? Avea inelul în deget și carabina alături. Păi, dar cum a ajuns acolo? Părerea judecătorului e că s-a înnecat și că trupul s-a scufundat singur cu timpul în mlaștină. Accident, sinucidere, asasinat. Aceasta, dragă domnule, n-are niciun fel de importanță și nu o să se știe niciodată, nu o să știe niciodată nimeni. Fapt este că descoperirea a înlăturat cea din urmă complicație în materie de succesiune, data morții fiind în această problemă de cea mai mare însemnătate. Acum lucrul e simplificat. Ultimul decedat în ordine cronologică e contele Andor și cum a murit fără testament, averea mere după lege succesorilor de drept, în speță clienților mei. Deci dacă rămânea ultima contesa Aranca, ar fi moștenit-o neamurile Anei Porumbacu. După cum vezi, datorită peripețiilor dumitale, pentru care îți mulțumesc, au fost înlăturate și cele din urmă neclarități. Pot spune că îți datorăm recunoștință. Da, mersi. Da, asta e. Dar spune-mi, castelul, biblioteca, licitația a fost? Oh, da. Au mers lucrurile mai fain decât mă așteptam. Adică? Am pus să liciteze pentru 2000 de iugăre de bălți un om de-al meu, nu? L-am luat pe nimic. Nici nu se prezenta să liciteze nimeni. Cine și ce să facă cu 2000 de iugăre de papură și smârcuri? Cui bar de țânțari și friguri palustre? Și dumneata? Eu o iau sistematic. Irigații, canalizări, în 5 ani de muncă scot aur. Exact, limpede ca un cristal. Și cărțile, biblioteca? Închipuiește-ți, dragă, că am avut cea mai mare surpriză.
Mă temeam că n-are să se prezinte nimeni. Și a venit un ovrei tocmai de la Peșta, un anticar care cunoștea dinainte biblioteca. A oferit cât nu mă așteptam, 10.000 de pengă. Cum? Dar am avut grijă și de dumneata, dragă domnule, nu? M-am înțeles cu el să aleg întâi 100 de volume pentru dumneata. Și mi-a ajutat chiar el, foarte serviabil. Uite-le, uite-le acolo, lângă perete. Unde? Te rog, stai liniștit, da? Da? Ți le aduc eu să le vezi pe rând. Uite, cele mai scumpe, cele mai curate, mai noi, cu legături proaspete, fără praf. Da, serviabil, anticarul, ce să spun, s-a priceput să aleagă. Păi nu-ți spuneam. Adică dumneata spui că pentru toată biblioteca a plătit doar 10.000 de pengă? Cât fac 10.000 de pengă în monedă românească? Aproape 300.000 de lei. Aș fi fost încântat după evaluarea mea să luăm 50.000. E o nebună asta. Nu m-aș mira să ajung că a dat faliment. Doctore, biblioteca contelui Chemini prețuia cu ochii închiși 5-6 milioane. Erau cărți acolo care au să fie plătite una singură cu 10.000 de pengă și mai mult. Nu trebuia să te ostenesc. A spus bine medicul, ai încă febră. Da, hai să spun termometrul. Nu, te rog, lasă-mă, domnule, lasă-mă. Prefer să dorm și să visez. Visează-mă. Te visez, îți visez ochii, veșmintele, umbletul tău aburos. Visează-mă. Sunt aici. M-ai găsit. De acum pot să dorm. Tu m-ai izbăvit de putreziciunea smârcurilor. Tu mi-ai dat ce n-am avut niciodată. Somn. Liniște. Stai. Rămâi cu bine. Nu, stai. Unde pleci? Unde pleci? Stai. Gata. Stai. Gata, uite, nu mai ai febră. De mâine te dai jos din pat. Și am uitat să spun, ți-am păstrat și portretul Oroncăi. Uite-l, am văzut că ți-a plăcut. L-am găsit la dumneata pe perna, acolo, la castel. Portretul, da. Dar spune-mi, cartea asta de pe noptieră, tot dumneata ai adus-o? Asta? Fugi, domnule! Nu vezi că e plină de praf? Asta are 1.000 de ani. Dă-o la pustie! Dar de unde ai scos-o? Nu, las-o, domnule avocat. Cineva mi-a dat-o, mi-a adus-o în dar. Cineva? Da. Cine? E cine alta decât Oronco? Oronco. Dragă domnule, iar ai febră, domnule. Ai văzut anofelul? Ce spuneam? De asta chinina e sfântă. E sfântă. Ceea ce mi s-a întâmplat în vara aceea, prima mea vacanță de profesor într-un târg din Ardeal, mi se pare acum a fi fost doar un vis. Pe masă am însă o carte veche, un Plutarh cu semnătura lui Rabelais, și pe perete un tablou din care mă privesc în fiecare zi și în fiecare noapte doi ochi fosforescenți.